Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Bedrock. După cum bine puteți observa, suntem din nou aici pe Hypixel și încercăm să facem din nou un win ca data trecută. După cum bine puteți vedea pe canal, dacă nu știați. Haha. Bun, hai să mergem spre albastru pentru că acum avem o poveste nouă. Tipul ăsta, adică nenea, cum îl cheamă, mi-a furat cadourile de sub brazul de Crăciun, logic. Da. Și trebuie să mă duc să mi le iau înapoi pentru că, na, să mă simt bine. Și să trebuie să câștig meciul ăsta pentru a mi le lua înapoi pentru că am făcut eu un pact cu el și no, așa zic că dacă câștig meciul ăsta și dă cadourile, v-ați prins? Hai, mă. Făcuși aici și o poză pentru a avea amintire. Probabil că asta o să fie thumbnail sau ceva de genul, dar da, trecem peste. Bun. Bă, interesant făcute chestii astea, baloanele astea cu aer cald. Știi, îmi plac. Dacă, hai că, a plecat fraierul, a plecat fraierul, băieți. Fiți atenți, fiți atenți. A, dar nu mi-ajung blocurile, fac. Și vine înapoi, nu? Da. Ce mă fac eu, băieții, că nu mi-au ajuns blocurile? Dar așa mi se întâmplă mie mai mereu, ca să zic așa. Ar trebui să-mi protejez și puțin pătuțul. Ar trebui, zic. Doar așa, puțin. Nu știu dacă am nevoie de mai mult. Deocamdată, până nu sparg patul asta. Albastru. A, bine că m-a văzut el. Ce hecai? Facepalm. Ce prost am jucat. Ce fucking prost am jucat. Fiți atenți ce-i fac. Fai de mine ce prost ești și tu. Trebuie să fim foarte atenți că ăsta face trepuri aparent cu blocuri sparte cu chestii. Bă, mă bucur că ți-am spart patul. Mi-am recuperat jumate din cadouri. Dacă te omori pe tine încă două cadouri și dacă câștig și meciul încă un cadou. Deci un cadou plus un cadou, fac mai multe cadouaie și mai multe cadouaie fac mai multă fericire, v-ați prins? Haha. Ia uite-l, mă, ce faci? Tu... Pum se duce, mă, la... What? Ah, am murit. Credeam că cine știe ce schimbă fac. What the fuck? Ce face ăla verde acolo? Doamne, iartă-l. Eu mi-am repede niște lemn. Nu mă mai interesează de la verde. Și nu știu, cred că mai bine stau aici și liniștit pe insulica mea. Că, na. Fac. Mi-au ajuns blocurile. Dar cred că o să mă duc spre centru sau cine știe. O să mă le acolo. Fain frumos și mergem spre gri. Gri? Griu? E AFK gri? Sau mă rog, e cel puțin acolo pe insula la el. Pe cileală. Până pun ăsta spre centru, mi se fac și iteme pentru sabie. Gen linguri de alea de fier și aur. Aparent nu e AFK nebunul. Dar eu mă întorc pentru a-mi pune lemn și aici și să mai iau niște chestii. Și sabie, bineînțeles. Da, sigur. Ia țabe mădăline că da. Ok. Să fiu foarte lent să nu vină vreun prost pe mine. Griu, mai ai pe insulă? Nu mai e. Vreau să-mi iau sabie înainte.
de aplica. Am nevoie de un gold. Nu-i foarte mult. Nu. Ok. Bun. Lăsăm astea hâțul aici. În hâță, în hâță noasă. Punem niște, mai punem niște de astea că na, să fie. Nu strică niciodată, după cum știți, defend-ul contează destul de mult aici, așa pe bedwars, pe bedwarsini, forțini. Și pe călim pe ăștia, că nu mai știu, nu o să mai știe că avem noi lemn. O să zică că cine știe ce avem. Droguri sau cine știe. Glumeam, băieți. Nu folosiți așa ceva. Nici măcar de legale nu ar fi bine să faci, să folosiți. Dar, mă rog, se presupune a fi legale, nu? Dar după părerea mea nu ar trebui să fie, dar mă rog, trecem peste. Hello. Ce m-am speriat, credeam că vine unul la mine pe insula. Vreau să-l menit pe ăsta că vreau să facem team. Tactică destul de bună, zic eu. Până un altă, eu mă duc să mă mai maxez. Să mă mai bazez. Hai că fraierul nu vine. Pun repede și protecționez. Mamă, ce nebun sunt! Nu știu ce mi-am luat. Asta le las. Am eu niște blocuri. Prea multe, nu? Bă, greu-i cumva la mine pe insulă? Pa. Prietene, ce ai făcut? Bun, hai că mai sunt eu cu red. Eu mai sunt eu cu red, hai că am înțeles. Mai sunt eu cu aqua. Unde e aqua? Aia e aqua, aia e. Nu, aia e de diamante. Nu e pe acolo. Unde e aqua? Care e aqua, mai bine zis, că eu sunt cam daltonist. Ha. Cred că pe acolo, pe la albastru, trebuie să mă duc. Ea scrie acum, give me a win, please. Dar nu-i scriu. Bă, un meci destul de scurt și asta aparent. Am așteptat să câștigăm. Mi-ar fi trebuit, sincer, o daia de tăiat lână. O daia de tăiat lână, hai că am înțeles, boșilor. Eu nu-s pe treaba mea. Sadu, stimbul, lore, ia. What? Pe acolo, prin centru careva, nu e. Nu pare a fi, hai că l-am... Nu l-am zărit. Am să zic că l-am zărit, dar nu l-am zărit. What? Mai e și un verde? Am înțeles, mai e și un verde. Mai de ăla știu din câte am văzut, e destul de periculos. Mi-a arătat și semn de timp odată, dar... Și am luat boss. S-a rus timpul lor. S-a rus timpul lor, desigur. Unde iau ca băieții? Nu mă prea interesează de ăsta verde. Am înțeles, era să mă bată nebună. Ierea. Mai iau și niște protection. Și mergem mai departe, mai mâncăm un de ăsta. Mergem spre light sau aqua, mă rog, cum vreți voi să ziceți. Eu zic light la aqua, gen. Eu cred că asta e, nu? Da. Aoleu, ce patare să moară Jaxana. Păpana, să înțăpănească. Jennifer Lopez. Nu știu ce am zis asta, Jennifer Lopez. Give me that. Pare că acum mă cauză, nu? Easy as fuck, my friend. Easy as fuck, boșilor. Cam asta a fost episodul. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi acolo un like și un subscribe. Să vă abonați, să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare, pa.